Bună seara, sunt Alexandra Petrița, vă invit la știrile orei 18. Viața la Roșiuța este descrisă ca un iad, case crăpate, aer irrespirabil și culturi afectate. Localnicii din zonă sunt supărați deoarece cariera Roșiuța din cadrul exploatării miniere Motru creează disconfort din cauza prafului și zgomotului. Colega mea Daniela Gapșa a mers astăzi la Roșiuța și vine cu mai multe detalii. Bună seara, Daniela, te ascultăm! Bună seara, Alexandra! Bună seara, doamnelor și domnilor! Într-adevăr, localnicii din zonă sunt supărați, deoarece cariera Roșiuța din cadrul exploatării miniere Motru creează disconfort din cauza prafului și a zgomotului. Benzile transportoare care alimentează depozitul trec prin apropierea zonelor locuibile și au apărut alunecările de teren. Inițial, nu a fost o așa mare problemă până când au apărut crăpăturile serioase în locuințe. Familia Tomescu, domnul Mihai Tomescu și doamna Maria Tomescu, cei cu care am discutat astăzi, vreau să vă spun că sunt în pragul disperării după ce crăpăturile din casă au avansat și s-au adâncit. Asta este mai grav. Mihai Tomescu ne-a spus că a chemat pe cei de la exploatarea minieră, care, așa cum au venit, tot așa au și plecat, iar el a rămas cu casa tot crăpată. Din păcate, aici este munca lui de o viață. Mihai Tomescu spune că se teme pentru ziua de mâine și la fel se tem și vecinii săi care au casele afectate. Omul este operat la inimă și cu toate acestea nu are o clipă de liniște cu gând la alunecarea de teren și la crăpăturile care pleacă de la rezistența casei. Oamenii care au casele afectate de crăpături se gândesc la ceea ce au pățit cei din zona Seciul Roșia de Amaradi atunci când totul s-a năruit într-o noapte. Mai multe amănunte însă despre acest subiect veți putea urmări la știrile orei 20. Cam atât, Alexandra. Îți mulțumesc, Daniela, pentru aceste precizări. Continuăm știrile. Infractorii mai puțini și oamenii mai mulți care să se simtă în siguranță în municipiul Motru după ce au fost amplasate aproximativ 50 de camere de supraveghere. Camerele au fost amplasate în toate intersecțiile mari ale orașului, dar și în zonele cunoscute drept răufamate. De supraveghere sunt stocate într-un calculator aflat la sediul poliției locale și pot fi urmărite în timp real de către oamenii legii. De multe ori, infractorii au fost prinși în fapt. Primarul Dorin Hanu spune că întreaga investiție a costat peste 1,5 milioane de lei. Acest proiect a fost definitiv, s-au montat 48 de camere video și au rol, în primul rând, preventiv, în așa fel încât cei care sunt predispuși la infracțiuni să-și dea seama că în acest municipiu sunt văzuți și aceste infracțiuni pe spațiu public nu se pot face, iar, de asemenea, pentru depistarea celor care fac acte antisociale. Numai câteva exemple pot să vă dau. La biserica, la Catedrala Ortodoxă, s-a furat acum câteva săptămâni cutia milei de către niște infractori. Cu ajutorul acestor camere video au fost depistați imediat, a doua zi. Marin Paul, șeful poliției locale Motru, spune că sistemul este compus din 48 de camere, 3 mobile. Sunt foarte eficiente și au fost deja solicitări din partea poliției în câteva cazuri de fapte antisociale. Deși au fost montate de puțin timp, efectul se simte. Am avut deja câteva solicitări și din partea poliției. Au solicitat imagini surprinse de sistemul de supraveghere în cazul unor fapte antisociale care au avut loc pe raza orașului. Pe cealaltă parte, oamenii au început să simtă prezența, au început să ne întrebe despre aceste camere, dacă funcționează, despre zonele care sunt acoperite cu aceste camere. Consider că, deși timpul este scurt, acest sistem își va face efectul pe raza orașului în scurt. Printre localnici, ideile sunt împărțite. Nu privesc chiar toți cu ochi buni vigilența noului sistem de supraveghere a orașului. Ce camerele acestea de supraveghere video, cum le vedeți? Nu e bine amplasată, chiar aici ziceam bine. De ce? Se vede centru, se vede bine, infractor ceva? Se vede vacia doar, dar nu se vede din cauza pomelor. Deci din asta, din asta, iar trebuie să fie liberă, să vadă în ambele părți. Dar vă simțiți mai în siguranță cu camerele acestea? Am înțeles că sunt 40 ceva montate municipiul Motru. N-am cum. Da, e bine, cu camerele bine, da, foarte bine. Acum se vede furturile, se vede încălcările la circulație, regulile de circulație. Se văd mai bine neregulile, da, imediat se pot lua imaginile. Da, s-a mai fost toată la poliție și tot zicea că s-a spart mașini sau fac... Așa poate că în zonă unde sunt mai sănătate. Șoferi, mai aveți răbdare! Lucrările la tronsonul de drum dintre Bumbești, Jiu și Rovinari vor începe mai târziu decât promiteau autoritățile. Șefii secției Drumuri Naționale Târgu Jiu spun că acum proiectul de reabilitare la DN66 se află la stadiul de măsurători. Până când vom vedea muncitorii pe marginea drumului, ne putem bucura că măcar gropile au fost plombate.
În urmă cu câteva săptămâni, autoritățile județului promiteau că imediat ce vremea va permite, vor începe lucrările la DN66. Temperaturile de primăvară și-au făcut simțită prezența, nu însă și muncitorii. După an la rând în care modernizarea drumului național 66 s-a dovedit a fi o minune care nu se putea realiza acum, autoritățile vor să facă totul ca la carte. Vreau să vă spun că etapele de realizare a reparației sau modernizarea unui drum s-au schimbat. Nu mai sunt alea pe care le știam înainte, când trebuia să vedem pe marginea drumului tot felul de excavatoare, barăci, buldozeri sau mai știu eu ce. De data asta, activitatea de reparare a drumului, de modernizarea acestui drum, acestui tronson de drum, se execută după tehnologiile moderne pe care toată lumea în Europa, toți constructorii respectă. După ce o firmă din Ungaria care câștigase licitația nu a reabilitat drumul, iar contractul a fost reziliat, acum autoritățile vor ca povestea să nu se mai repete. După cum ați văzut, ultima săptămână de-a lungul traseului au fost cei de la proiectări, cei proiectanții, topometriștii, toți care făceau ultimele verificări, ridicări, topo, marcaje, așa, pentru a putea să înceapă drumul. O altă activitate care a fost în această perioadă a fost reparațiile gropilor. Toată lumea întreabă când se toarnă asfalt pe drum. Păi asfalt pe drum se toarnă ultima dată. Până atunci se repară gropile ca să poată să fie drumul, să se poată circula pe drum, pentru că nu se închide circulația. Ieri a fost deja o ședință tehnică, unde au rămas stabilite ultimele amănunte vis-a-vis de modul de execuție. Știm cu toate ce s-a întâmplat la acest drum. Noi nu vrem să se mai întâmple încă o dată ce s-a întâmplat. Autoritățile din Gorj speră ca în aproximativ 2 ani șoferii gorjeni, dar și cei care trec prin județul nostru, să circule pe un drum care să fie considerat pe bună dreptate drum național. AJFM Gorj face ultimele pregătiri pentru Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Evenimentul va avea loc vineri, începând cu ora 10, la Casa de Cultură a Sindicatelor din municipiul Târgu Jiu. Până în prezent, potrivit informațiilor făcute publice de reprezentanții Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, peste 500 de locuri de muncă vor fi puse la dispoziția gorjenilor care se află în căutarea unui job. Bărbatul din imagine are 42 de ani și este unul dintre miile de șomeri ai județului Gorj. Pentru o scurtă perioadă de timp a avut un loc de muncă, însă acum a rămas pe drumuri. Cel puțin o dată pe săptămână vine de la Târgu Cărbunești până la AJFM în Târgu Jiu, în speranța că va reuși să-și găsească un loc de muncă din care să-și crească copiii. Acum el speră să convingă unul dintre angajatorii care va fi la Bursa Generală a Locurilor să-i ofere o șansă. Căutați un loc de muncă? Da. Ce v-ar interesa? Depinde, mai multe meserii. Știți că urmează Bursa Generală a Locurilor de Muncă? Da, vineri. Vă gândiți să treceți pe acolo? Da. Da, cum să nu. Se găsește greu un loc de muncă? Foarte greu. Foarte greu. Deocamdată, aproape 60 de angajatori și-au anunțat prezența la Bursa Generală a Locurilor de Muncă. Până în prezent, colegii mei au contactat 245 de agenți economici, din care 57 de agenți și-au anunțat participarea la această acțiune. Avem un număr de 520 de locuri de muncă până în prezent și așteptăm angajatorii care nu au apucat să-și depună oferta, pot veni direct la Casa de Cultură vineri. Gorjenii care vor veni la Bursa Generală a Locurilor de Muncă vor avea de unde să își aleagă un job și asta pentru că sunt oferte atât pentru cei cu studii superioare, cât și pentru muncitorii necalificați. Bani mai mulți pentru spitale. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj a primit bugetul pentru anul 2013. Suma alocată pentru serviciile medicale din județul Gorj este mai mare față de anul trecut, cu 12%, bugetul repartizat fiind de 166 de milioane de lei, adică cu 34 de milioane mai mult ca în anul 2012. Veștile bune vin și pentru finanțarea celor 8 spitale gorjene care vor primi banii până la sfârșitul lunii aprilie, suma alocată pentru unitățile medicale fiind de 85 de milioane de lei. Președintele Casei Județene de Asigurări de Sănătate Gorj, Daniel Bondoc, a precizat sumele alocate pentru județul Gorj. Ca buget inițial de contractare anul 2012 am avut 132 de milioane de lei, iar ca buget inițial de contractare pentru anul 2013 avem 166 de milioane de lei, ceea ce înseamnă un plus ca bugete inițiale de 34 de milioane de lei. Bugetul pe spitale se va depune până marți, împărțirea pe paturi, spitalizare de zi, DRG și cronici, iar până la sfârșitul lunii se va face și împărțirea și negocierea cu fiecare spital în parte, bineînțeles. Suma totală, la ora actuală, este de 85 de milioane 72 de mii de lei.
Pentru toate cele ospitale, da. V-am spus, față de bugetul inițial 2012, este o creștere de 8.400.000. Potrivit conducerii CSE Gorj, cei mai mulți bani au fost alocați pentru tratarea pacienților prin ambulatoriu și spitalizare. Daniel Bondoc a mai precizat că și produsele farmaceutice au un buget mai mare cu 21 de milioane față de anul trecut. Pentru produse farmaceutice am avut un buget anul trecut de 28 de milioane inițialul și 47 de milioane, iar anul acesta începem cu un buget de 50 de milioane. Deci, practic, față de bugetul inițial de anul trecut pe medicamente, avem un plus de 21 de milioane de lei. Am observat față de bugetul de anul trecut că s-au suplimentat foarte mult fondurile la asistență medicală pentru specialități clinice. Exact cum s-a spus, se va pune accentul pe tratarea prin ambulatoriu și prin spitalizare de zi și se încearcă să se reducă cât mai mult internările. Una din modalități este chiar acea coplată. De asemenea, potrivit conducerii instituției, în acest moment în județul Gorj există 51 de farmacii. Următoarea rectificare bugetară va fi în luna august sau septembrie. Candidatura președintelui executiv al PSD Gurgeon Călinoiu la o funcție de vicepreședinte la nivel național este deja transformată într-o victorie de către liderul organizației Florin Cărciumaru. Șeful socialdemocraților nici nu se gândește că Ion Călinoiu nu va obține una dintre cele 8 funcții de la nivel regional și după regionalizare va câștiga și președinția. Socialdemocrații de la Gorj pleacă la Congresul Național al PSD convinși că vor câștiga funcția de vicepreședinte al regiunii Oltenia și după reorganizare și șefia regiunii. Florin Cârciumaru recunoaște că prin mijloacele pe care le are partidul de la Gorj va reuși să-i aducă organizației o funcție de vicepreședinte la nivel național. Și că organizația de la Gorj îl susține și nu numai că îl susține noi cei de la Gorj, dar prin mijloacele pe care le avem, prin posibilitățile pe care le avem, îi și facem campanie la nivel național ca să câștige un post de vicepreședinte la nivel național. Sunt sigur că va câștiga, pentru că și-a demonstrat calitățile atât pe linie administrativă, cât și pe linia politică. La Congresul Național al PSD, care va avea loc la București în zilele de 19 și 20 aprilie, vor participa 112 delegați de la Gorj, toți susținându-l pe Ion Călinoiu. Șeful PSD Gorj motivează de ce președintele Consiliului Județean Gorj ar trebui să câștige cele două funcții. De departe este cel mai bun președinte de Consiliul Județean din Oltenia și domnului. De asta am și avut și avem curajul să-l propunem și pentru funcția de președinte la nivel regional, pentru că și-a demonstrat capacitatea managerială în administrația publică de pe pozițiile pe care le-a ocupat până în momentul de față. Deci sunt sigur că vom câștiga și postul de vicepreședinte PSD la nivel național, cât și funcția de președinte regional. Ion Călinoiu candidează la o funcție de vicepreședinte pentru cea mai disputată regiune, respectiv Sud-Vest. Alături de șeful județului își mai doresc această funcție președinții din Dolj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. Persoanele care doresc să depună dosarul pentru a obține tichetele sociale pentru sărbătorile pascale au avut șansa să facă acest lucru până astăzi. Reprezentanții Direcției de Protecție Socială au prelungit termenul limită pentru depunerea dosarelor până astăzi pentru ca toți cetățenii din Târgu Jiu care doresc să intre în posesia tichetelor respective să aibă timp să-și depună actele necesare. Valoarea unui tichet cadou în acest an este de 15 lei. Până în acest moment, la sediul instituției au fost depuse 148 de dosare, însă reprezentanții Direcției de Protecție Socială se așteaptă ca numărul acestora să crească. La data de ieri aveam 148 de dosare depuse, acestea însumând un număr de 416 tichete, pentru că în momentul în care dosarul este complet, acordăm un tichet pentru fiecare membru de familie. Valoarea unui tichet este de 15 lei. Am luat în calcul această valoare considerând că ea ar acoperi, să zicem, meniul pentru o masă, cum ar fi masa de Paști. Și ne-am ghidat după meniul zilei de la orice restaurant din oraș. În altă ordine de idei, cu ocazia sărbătorilor pascale, Direcția de Protecție Socială Târgu Jiu va organiza mai multe evenimente pentru persoanele nevoiașe și pentru pensionari. Pentru Paște, în ceea ce privește acțiunile pe care le organizăm la cluburile vârstei a treia și distribuirea de tichete și de masă specială la cantina de ajutor social,
Totul se va desfășura săptămâna viitoare, începând de luni până vineri, în fiecare zi. Școala Generală Constantin Sevoiu din Târgu Jiu se poate mândri și în acest an cu elevii care au arătat cât de buni sunt prin rezultatele obținute la fazele naționale ale Olimpiadelor de Matematică și de Lingvistică. Unul dintre elevi a obținut medalia de aur la Sighișoara, fiind premiată de Societatea Națională de Matematică. Elevă în clasa a 7-a la școala târgujiană Constantin Sevoiu, Roxana Știucă a reușit să obțină locul 2 la Olimpiada de Limba Română din acest an. Nici elevul Leon Tribus din aceeași unitate de învățământ nu s-a lăsat mai prejos, el obținând un premiu care nu a mai ajuns la noi în Gorj de peste 10 ani la Olimpiada Națională de Matematică. Directorul Școlii Generale Constantin Sevoiu, Violeta Dulubei, a precizat că toate cadrele didactice sunt mulțumite și fericite că pregătesc astfel de elevi care creează un renume unității școlare. Au participat foarte mulți elevi din școala noastră, dar doi dintre ei s-au întors cu rezultate de excepție. Este vorba de eleva Știucă Roxana, elevă în clasa 7-a D, pregătită de doamna profesor Corina Panduru, elevă care a obținut locul 2 la Olimpiada Națională de Limba Română și un rezultat de excepție, deși spun că este locul 3 la matematică. Elevul Leon Tribus este pregătit de doamna profesor Stoicoiu Simona, rezultat care nu s-a mai obținut pe județul Gorj de foarte mulți ani, poate chiar de peste 10 ani. Din câteva zeci de elevi participanți la aceste concursuri, școlarii gorjeni s-au remarcat cu brio. Emoțiile elevilor nu i-au împiedicat pe aceștia să participe la concursurile naționale. Copiii sunt mulțumiți de rezultatele cu care s-au întors acasă și au ținut să spună că se vor pregăti pentru a mai participa și la alte olimpiade. Ce olimpiada ai participat? La Olimpiada Națională de Matematică. A fost greu? Ce și ce? Unele mai ușor, altele mai grele. O să mai participi în viitor? Dacă vor reuși să mă calific. Au fost mulți elevi? Păi 90 și ceva de elevi. Nu mai știu sigur. Unde s-a ținut? S-a ținut la Sighișoara. La ce olimpiadă ai participat? La Olimpiada Națională de Lingvistică. De ce lingvistică? Îți place ție? A fost prima ediție a acestei olimpiade. Știu că era și un fel de continuare la concursul plus minus poezie, la care și la acesta am fost anul trecut la națională și am luat un premiu special și m-am gândit că ar fi bine să-mi încerc norocul. Nu este pentru prima dată când elevii gorjeni sunt premiați și dincolo de granițele județului nostru și cu siguranță nici ultima. Fumatul este cel mai răspândit viciu din întreaga lume, din nefericire însă tot mai mulți tineri se apucă de fumate de la vârste tot mai fragede, îndeosebi fetele. Dureros este faptul că durata de viață a fumatorilor scade chiar și cu zeci de ani, apărând cancerul pulmonar. Cum ar putea să zboare din fereastră în aerul murdar o pasăre măiastră? Umanul gest de a respira curat un aer bun, de calitate, parfumat. Azurul cerului lăsat neprăfuit, în frumusețea dimineții fără fum, să respirăm curat, fără cenușe, scrum, un aer proaspăt, ozonificat. Gorj TV și Radio Târgu Jiu, împreună pentru curățenia de primăvară. Medicii specialiști în boli pulmonare se confruntă anual cu tot mai multe cazuri de cancer pulmonar. Substanțele inhalate de o persoană atunci când fumează o țigară sunt multiple și cancerigene. Din acest motiv, longevitatea unui fumător scade foarte mult, iar în rândul femeilor, acest viciu poate produce infertilitate. Deci, în primul rând, scade durata de viață. La cei care nu se îmbolnăvesc, de la cei care nu se îmbolnăvesc niciodată, durata de viață este mai mică cu 80 ani. La cei care se și îmbolnăvesc, la cei care fumează vorbesc, durata de viață scade cu 20 de ani. Deci, părerea mea este să încercăm să renunțăm la fumat. Dacă în trecut incidența cancerului de plămâni era mai mare în rândul persoanelor în vârstă, acum cele mai expuse la această afecțiune sunt tinerii, datorită faptului că aceștia încep de la vârste foarte mici să fumeze. Au crescut incidența cancerului pulmonare, la tineri vorbesc, înainte cancerul pulmonar apărea la persoane peste 60 de ani. Din păcate, acum cancerul pulmonar apare la 30-40 de ani. Un lucru deosebit de grav. Fumatul pasiv este mai grav?
Fumatul pasiv este la fel de grav ca și fumatul activ. Majoritatea persoanelor care fumează consideră acest viciu benefic, crezând că le crește capacitatea de concentrare și scad în greutate, în situația în care se confruntă cu câteva kilograme în plus. Din nefericire însă, afecțiunile produse de fumat sunt chiar mortale. Cum ar putea să zboare din fereastră în aerul murdar o pasăre măiastră? Umanul gest de a respira curat un aer bun, de calitate, parfumat. Azurul cerului lăsat neprăfuit, în frumusețea dimineții fără fum, să respirăm curat, fără cenușe, scrum, un aer proaspăt, ozonificat. Gorj TV și Radio Târgu Jiu, împreună pentru curățenia de primăvară. În continuare vă invit să urmărim știrile din sport. Lupii tinerii Rada și Plașcă vor să rămână titulari după meciul bun de la CFR Cluj. Dacă Plașcă i-a luat deja fața lui Ungurușan în lupta pentru un loc în primul 11, Rada are o misiune mult mai grea. Revenirea lui Vlad ca fruntaș stânga îi obligă pe fundașul de 23 de ani să concureze din nou cu Mamele pentru locul de titular. Iar Pustai îl preferă pe Mamele în ciuda greșelilor repetate ale stopărului venit de la Chiajna. Rada a fost scos din primul 11 după eșecul cu Rapid în ciuda evoluțiilor bune din acest retur. Fundașul de 23 de ani a stat pe bară la meciul cu Petrolul, la fel cum era obișnuit să o facă în turul campionatului cu Grigoraș antrenor. Rada a revenit ca titular la Cluj, dar pe postul de fundaș stânga, a profitat de accidentarea lui Vlad. Nu contează unde volez în teren, important e să-mi fac datoria și o să încerc de fiecare dată să o fac cât mai bine și echipa să obțină un rezultat favorabil. Am mai jucat pe postul ăsta. N-a fost o noutate pentru mine. Rada are toate șansele să fie rezervă însă în derbiul cu Dinamo. Vlad va reveni ca fundaș stânga, iar Rada trebuie să se bată cu Mamele pentru un post de stopăr. Mamele este prima opțiune însă pentru Pustai, în ciuda gafelor comise cu Petrolul și la Cluj, care i-au făcut pe Pandur să încaseze două goluri. Ești un pic dezamăgit că ai ieșit din primul 11 fără să fi greșit când te-am lupit cu Mamele? Normal, muncesc în continuare, nu neapărat. Asta e decizia antrenorului, nu pot să fiu nemulțumit. Aici, așa e în fotbal. Nu am fost dezamăgit. Doar că ambițios și pe viitor să muncesc mai mult. Un alt pandur promovat de la juniorii clubului Marian Pleașca a intrat titular la Cluj după o pauză de 4 luni. Pleașca i-a luat fața lui Ungurușan și speră să nu mai iasă din primul 11. Fundașul de 23 de ani este surprins de parcursul bun al dinamoviștilor din acest sezon, dar speră la o victorie în meciul de duminică. Păi, sincer să fiu, cred că a fost o surpriză. La începutul campionatului nu dădea nimeni nicio șansă, mai ales cu pleca mulți jucători și acum cred că toată lumea îi privesc, cu mai multă atenție. Au și stabilitate financiară, acum e altceva, nu mai e cum erau. Dinamo e Dinamo, până la urmă. Pleașcă luptă să revină la vârful de formă atins în urmă cu un an și jumătate. Atunci, la chiar primul meci pentru echipa națională, fundașul a suferit o ruptură de ligamente ce l-a ținut pe bară aproape un an. Pandurii atacă Europa cu un vârf în formă maximă. Lituanianul Matuleviciu s-a jucat într-un picior cu CFR și tot a înscris un gol vital pentru echipa sa. Matuleviciu are 5 goluri în acest retur și se apropie de recordul lui Lemnaru din sezonul trecut. Atacantul de 24 de ani are două persoane speciale cărora le dedică toate reușitele sale. Matuleviciu este un familist convins. Atacantul din Lituania se bucură la fel după fiecare gol marcat. Își sărută tatuajul cu numele fiicei sale, Adriana. Matuleviciu a avut ocazia să se bucure des în acest retur. A marcat de 5 ori în 6 etape, ultima oară la Cluj când a jucat accidentat. Da, cred că mi-am intrat, cum se spune, în formă în perioada de iarnă și sper să țin așa până la finalul sezonului. Atacantul care a împlinit 24 de ani săptămâna trecută are deja 7 goluri în acest sezon, încă unul și egalează recordul lui Lemnaru din sezonul precedent. Matuleviciu spune însă că nu se gândește la recorduri, ci doar la o calificare de vis în Europa League. Records or something, I want to help him win every game. Da, nu mă gândesc la cine știe ce record, mă gândesc doar ca echipa să câștige. Vreau să mă înscriu goluri până la finalul campionatului, sper să o fac cât mai des.
Matulevicius vrea neapărat să dea gol și cu Dinamo. O victorie duminică ar cântări enorm în economia luptei pentru Europa. Este în first four place. Da, este un meci foarte important pentru noi cu Dinamo. Dacă vom reuși să câștigăm acest joc, cred că vom face un pas foarte important pentru ocuparea unui loc în primele trei. N-am jucat niciodată în Europa până acum. Cred că avem o echipă bună și sper să mergem în Europa să facem o treabă bună. Atacantul evaluat la 700.000 de euro a intrat în vizorul unor echipe din Liga 2 din Germania. Matulevicius a început să prindă și postul de titular în Naționala Lituaniei, așa că ar putea fi vândut în vară pe o sumă importantă. Pe final vă invit să aflăm datele despre vreme. Ora 18 se opresc aici, nu înainte însă de a vă spune că puteți să ne urmăriți și online pe www.gorj.tv.ro, iar dacă surpreziți imagini care pot deveni știre, vă invităm să le postați la secțiunea Martor Ocular. Rămâneți în continuare pe Gorj TV, imediat după jurnal puteți să urmăriți Pirula cu glazură de cianură, un editorial realizat de Ovidiu Popescu. Vă doresc să aveți parte de o seară frumoasă, numai bine!